dușmănii, fair play-ul să fie la el acasă. Sunteți pregătiți în 3, 2, 1. Hai, Lorian! Lupta! Hai, Cristi! Lupta este din ce în ce mai extremă. Hai, Cristi! A fost pod aici. Ia mâna. Hai de Cristi! E foarte bună, foarte bună. Hai, Cristi! Foarte bună priza lui Cristi. Foarte bună priza lui Cristi. Hai de Cristi! Un mic avantaj, Cristian Mărgărit conduce. Conduce și încearcă forțează. Dorian cedează. Hai de Cristi, ușor! Cred că se rupe masa. Merge. Mamă, ce strânsă e! Da. Altă brațul lui Dorian pare să cedeze. Cristian preia avansul. Cristian face podul. Hai, Cristi, că pot! La ce? Nu este, lupta este departe de a fi încheiată, urmează... Bine, că te aduc acum ce... Cristian cere intervenția antrenorului. Hai, la început! Cu mâna stângă acum. Aolea! Sunt stângaci. Hai, stângaci. Asta a fost în joseala... Totul s-a ridicat de pe masă, nu-l penalizăm. Nu-l penalizăm, dar nu-l penalizăm. Ai voie să ridici cotul, nu? Uite-mă ce știi! Hai, Cristi! Ai iubit scandambergist! Scandăriană, uite-te în ochii vechi! Hai, Cristi! Opa! Vine, Dorian! Hai, Cristi! Cristi are o strategie bine definită, ține acolo. Hai, Cristi! Mă supără ce am menționat deja. Deschis de portbagaj, băgat mâna în portbagajul meu care este proprietate privată, mare atenție. Vă spun chestia asta ca să înțelegeți o treabă, da? Și mă mai supără treaba cu furășunea de pe scenă, da? Asta cu pumnii și cu palmele mașină nu mă supără, dacă voi așa simțiți să vă manifestați. Eu zic că zice ceva despre voi. Pe mine nu mă supără, da? Ar fi bine și voi să fiți mai hăzgionule. Înțelegeți ce vreau să zic. Nu, uite cam așa arată. Niște dinți normali. Ia vino încoa, strânge. Iete Hristoase, a rămas cu trei dinți în mână. Fukushima să moară mama. Ia pune-i la loc acum. Iată. Doamne Sfinte Hristoase, Dumnezeu, am citit în cărțile SF. Ia scoate-i pe toți. Zici că ești la butoane. Cât poți să o scoți? E Lego. Dorian e din Lego. Păi trebuie că ăștia provizorii sunt acolo, știi? Dar cât sunt? 5? Nu, îmi schimb toată fața. Doamne. 8 de sus, 8 de jos. Și când o să ruzi pe gagicăta, poți să mă... Bara, ascultă-mă, și Bara nu mai are nevoie de clienți, de pacienți. Îl are pe Dorian, schimbă în fiecare an, tac. Hai să-ți explic care-i faza, de ce mi-i schimb, ce a apărut. Ne așteaptă o doamnă în spatele zidului. Gata, hai zi, zi de ce-i schimb. Iar dintele acum nu mai este alb complet, înspre partea de jos a dintelui are o zonă de transparență și își pierde din culoare ca să fie mai natural. Gata. Aoleu. Hăț. Așa, pai, vei? Dar nu-i rămân în gură dacă săruți iubita? Ia zis într-un final exact ca la Românica a făcut-o Jonuțule. Să moară geaseana, m-am simțit ultimul om. Ia zis lui Cori, hai mai repede să ieșim de restaurant. Ăsta venea să-mi pun ochelarii înăuntru acolo. Am scos lanțul de la gât, mă, frate. Și am zis, this is gold. Aș început să râdă săracul ospătat. I-am arătat Instagramul de 2,4 milioane. Zic, bă, frate, uite-te tu aici. Eu n-am venit să-ți fur mâncare de 45 de euro cu 20% tips, înțelegi? Și acum am plecat ca să rântoc. Și așa cum plăsat lanțul de 24 de grame Jonuțule pe o masă de 60 de euro. Haide că suntem turiști toți. The next day. Cozi, eu nu-ți o altă viață cu oiferul meu la gât acum la loc. Mâncarea tata nu mai pleci tu de aici, băiatul meu, pentru 68 de euro mi-am dat eu lanțul de la gât.